revenit în partea a doua a emisiunii și fiindcă vorbisem de iubire, Cristina vrea să mai prezinte niște informații în legătură cu sistemul neuronal al inimii. Al inimii, da. O să încep chiar cu un citat de Leonardo da Vinci, care spune așa: adevărata cunoaștere provine din inimă. Ultimele cercetări din domeniu arată existența la nivelul inimii a unei întregi rețele neuronale, care arată că există o foarte strânsă legătură între așa zisul sistemul creier din inimă și creierul din capul nostru. Noi am din cutia noastră craniană. Noi am fost învățați la școală că creierul este cel care coordonează activitatea tuturor celorlalte organe din organism. Totuși, în ultimul timp s-a pus în evidență că există un așa zis creier abdominal, iar astăzi vom vorbi chiar despre creierul din inimă. Și mi-am notat eu aici câteva paragrafe foarte interesante și chiar o să le citesc. Neurocardiologii din cadrul Institutului Hard Math din Colorado au descoperit că inima noastră deține o capacitate de a percepe și a prelucra informațiile care este mult mărită comparativ cu funcția celorlalte simțuri la oaltă. Ea este capabilă să cuprindă și să prelucreze într-un mod deosebit de eficient întregul câmp informațional cu toate cele 11 milioane de informații. S-a și făcut o comparație între activitatea inimii și activitatea creierului și se zice așa: dacă am reduce viteza activității inimii la cea a creierului, mintea ar avea nevoie de 50 de ore de audiere pentru tot ceea ce percepe inima într-o secundă. Mi s-a părut aproape genială această informație. Numai că e foarte greu de înțeles. Da, este, nu este, adică, este greu de înțeles pentru că nu suntem e greu de înțeles pentru creier, pentru că el nu poate face față. Foarte mulți dintre noi în viața noastră cotidiană spunem de multe ori: de ce ai făcut acest lucru? De ce ai luat această decizie? Și noi de multe ori spunem: nu știu, dar așa am simțit, așa mi-a spus inima. Intuiția ca mod de cunoaștere este un mod de cunoaștere mult suficient, mult superior față de cunoașterea pe care o putem obține prin gândire, prin mintea noastră rațională. Spune Joe Dispenza în cartea Supranatural că atunci când inima intră în stare de iubire, el o numește stare de coerență, da, transmite semnale la creier și creierul intră și el în acea stare de coerență și atunci începe să producă hormonii necesari pentru vindecarea corpului, când inima și creierul sunt unite în legătură unul cu altul. Da, de aceea se zice atunci când gândim pozitiv, nu? Că este la mod această... Una e gândirea pozitivă și una e starea de iubire. Da, și starea de iubire. Deci atunci când gândim și ne propunem să transformăm ceva în viața noastră, obligatoriu trebuie, adică nu este suficient doar să gândim pozitiv, trebuie să și simțim la nivel emoțional. Da, nu, emoțiile fac de fapt toată treaba, emoțiile pozitive, care iubirea în general, nu? Da. Doctorul Andrew Armour, neurolog din Montreal, Canada, a descoperit existența unui sistem neuronal complex în inimă, numit micul creier din inimă. Inima coordonează proprii mușchi fără ajutorul creierului. Asta știm foarte bine, că inima scoasă din organism, dacă este irigată cu un lichid corespunzător, ea continuă să bată. Există așa numitul automatism al inimii și inima bate, are propriul său automatism și impulsurile nervoase care duc la contracția inimii din sistolă pornește din țesutul inimii. Mintea realizează un schimb imens de informații cu inima. Inima transmite mai multe informații creierului decât invers, influențând totodată percepția, sentimentele și gândurile transmise. Și de asemenea, inima este considerată la ora actuală și chiar am văzut în ultimul atlas, în cel mai nou atlas de anatomie,
la capitolul sistemul endocrin al organismului, am văzut trecut acolo și inima ca organ care produce hormoni. În primul rând este vorba de anumiți neurotransmițători pe care îi secretă inima, este vorba de dopamina și noradrenalina, care, bineînțeles, cum lucrează împreună cu sistemul nervos la reglarea tuturor funcțiilor din organismul nostru. Dar se poate face și meditație, deci o tehnică de meditație care putem să o numim iubește celulele. Intrăm în starea alfa, lăsăm gândurile să vină și să plece. Da. După aceea ne concentrăm asupra inimii să simțim starea de iubire. Și starea de iubire, după aceea transmitem această stare celulor. Spunem, vă iubesc și le trimitem această energie. Simțim cum celulele, corpul nostru se scaldă în iubire. Dacă avem anumite probleme la un anumit organ, trimitem energie acolo. Deci unde avem nevoie, trimitem această energie în organism. Și în felul acesta tot corpul se relaxează și prin relaxare noi... Da, seamănă foarte bine acest exercițiu cu un alt exercițiu care se numește tehnica zâmbetului. Zâmbetul interior. Da. Zâmbim organelor noastre, dar este într-adevăr mult intensificată. Este mult intensificat efectul atunci când transmitem efectiv organelor noastre iubire. Și vedem că corpul nostru, organele noastre interne reacționează la starea noastră emoțională. Da. Ceea ce trebuie să facem noi este să conștientizăm această stare de iubire. Dacă nu o conștientizăm, nu o simțim, nu are efect. Și este foarte important să înțelegem faptul că în stare de relaxare celulele noastre intră în așa numita fază de creștere, dezvoltare și de regenerare. În schimb, în stări de stres, atunci când se descarcă în sângele nostru neurotransmițătorii, așa zis, hormonii de stres, este vorba de cortizol și de adrenalină, aceștia sunt principalii hormoni de stres, atunci când ei se descarcă în organismul nostru, datorită situațiilor din exterior, organismul intră în așa zisa stare de alertă. Și în stare de alertă, de urgență, toate activitățile obișnuite de hrănire a celulelor încetează și intrăm în faza de consum. Iar în această fază de consum, de fapt, se produce chiar distrugerea celulelor la un moment dat, a celulelor de care nu avem nevoie. Este foarte interesantă această stare, în medicină o găsim sub acea denumire în sistemul de tip luptă sau fugi. Atunci ce se întâmplă? Afluxul de sânge de la nivelul organelor noastre interne, sângele nostru se duce spre periferie, adică la nivelul mușchilor, pentru a pregăti organismul pentru a fugi de pericolul real. Problema este că când vorbim de stresul nostru cotidian, nu mai vorbim despre un dușman real, așa cum era în timpurile preistorice, când pe om îl amenința atacul, eu știu, a unui animal de pradă, a unui urs, eu știu, tigru și așa mai departe, și nu avem nevoie efectiv să fugim, adică să punem mușchii în funcțiune și să fugim. În schimb, biologia noastră reacționează la stările de stres și orice agresiune din exterior, creierul nostru o percepe ca fiind un factor de care trebuie să fugim și biologia noastră reacționează ca și cum ar fi vorba despre un dușman real. Dar în schimb, noi nu putem fugi de situațiile stresante, să fugim efectiv cu mușchii noștri, să fugim. Și atunci toate aceste fenomene ne afectează, pentru că organele noastre interne, rămânând fără
oxigen și toate celelalte procese de hrănire, cum ar fi digestia, încetinesc. În schimb, celelalte funcții fiziologice, cum ar fi presiunea sangvină, ritmul respirației, acesta crește ca și cum ne-am pregătit să fugim de un dușman real. Dar dușmanul nu este real, ci este mai mult perceput la nivelul emoțiilor și minții noastre ca fiind ceva care ne agresează. Și atunci normal că organismul intră în stare de normal dezechilibru și mai ales în stare de consum nervos. Știm foarte bine că în perioadele de stres nici nu trebuie să facem muncă fizică efectivă ca să ne simțim obosiți. Da, fiindcă vorbeai că relaxarea aduce vindecarea, dacă ești tot timpul într-o stare relaxată, da, te vindeci. Într-o stare de relaxare pe care o putem să o cultivăm. Deci putem să o cultivăm prin meditație sau este chiar și o asană, în yoga, care se cheamă relaxarea completă. Da, se numește shavasana. Da. Și este foarte simplu de făcut. Intri, te relaxezi, iei... Încep de la piciorul stâng, pe urmă relaxezi piciorul drept, pe urmă mâna stângă, mâna dreaptă. Se zice așa, corpul, momentul, da, ajungi poziția la gât, la cap, da. Și relaxezi tot corpul. După aceea simți o stare de plutire. Prin voință, da? Da? Prin voință. Dând comenzi corpului. Da. Da, da, este... Într-adevăr, se simte efectele. Chiar eu făceam împreună cu alții care nu făcuseră asane de yoga și funcționa. Da. Și se simțeau foarte bine. Da. Și ca să facem legătura dintre inimă și sistemul nervos, inima este în legătură cu o mică porțiune din creierul nostru care se numește amigdala și care are rolul principal de a prelucra în primul rând emoțiile și la acest nivel uneori se pot lua chiar și decizii, așa zise decizii la nivel emoțional și nu neapărat, neapărat conștient. De multe ori noi luăm decizii, cum am spus și mai înainte, pentru că așa simțim sau pentru că așa există un impuls inițial căruia nu putem să-i... pe care nu îl putem contracara prin mintea conștientă în primele faze atunci când el se manifestă. Dar dacă toată lumea ar iubi, ar mai fi ar fi ideal. Atâtea conflicte în lume, atâtea situații de stres, n-ar mai fi nimica, nu? Bineînțeles, vă dați seama la cât este de generoasă planeta cu noi. Ce avem de împărțit noi oamenii între noi, teritorii, când natura este atât de generoasă cu noi, când ne dăruiește orice avem nevoie, trebuie doar să întindem mâna ca să culegem roadele unui copac și nu se supără copacul pentru că am mâncat un fruct. Nu? Numai că unii oameni vor mai mult decât alții. Și aici ai intervenit. Și pentru ce și un sărac și un bogat, până la urmă, capacitatea sistemul nostru digestiv este cam aceeași, nu? Da, dar tot din cauza fricii. Chiar dacă ești bogat, nu poți mânca de 1000 de ori mai mult decât un sărac. Frica îi spune omului, vezi, adună acolo așa ca să ai, dacă se termină. Și atunci omul începe să strângă și pentru alții nu mai rămâne. Dar mai mult decât iubirea normală este și iubirea necondiționată. Aceea este ideală pentru iubirea condiționată, normal. Te iubesc pentru că, dacă îmi dai, îți dau... La nivelul ăsta, dacă am ajunge cu toții. Dar în prezent, situația în lume este cam... Deci sunt mai mulți oameni care gândesc negativ decât cei care gândesc și cu mult mai mulți, cam 75-78% din populația lumii. Asta ține de educație, de... Nu știu, de uneori chiar și de tradiție. Întâlnim persoane care se obișnuiesc atât de mult cu gândirea negativă și cu stările de îngrijorare, încât caută cu lumânarea situații care să îngrijoreze,
conflicte nu pot trăi uneori fără conflicte. Deși la prima vedere aceste ființe spun că nu-mi doresc, dar uite că se petrece. Da, este o carte care a renunțării scrisă de David Hawkins, unde scrie pe nivel de conștiință. Nu știu dacă ai citit-o. Este foarte interesantă. Că am văzut la un moment dat. Spune cum să scapi de emoțiile negative și spune că scăpând de emoțiile negative rămâne iubirea. Dar nu este așa de greu să scapi de emoțiile pozitive dacă vrem. Emoțiile negative. Emoțiile negative, da. Da. Și spune aici că la nivelul iubirii necondiționate trăiește doar 0,04% din populația lumii. 0,04%. Da. Și la nivelul păcii sunt numai câteva persoane care trăiesc pe planetă, care au acest nivel, peste 600 nivel. Ah, da, era, am văzut este la un moment dat o scală a conștiinței. Și e păcat totuși că după atâția ani și secole de așa zisă evoluție umană, da, am ajuns în stadiul în care, vezi, dragă doamne, tehnologia este super sofisticată, da, comunicăm la distanțe foarte mari și așa mai departe, dar când vorbim de comunicarea interumană cu cei din apropierea noastră, suntem... repetenți. Da, spun maestrii spirituali, spun că dacă vrem să aducem iubirea în lume, nu trebuie să ne împotrivim, trebuie să acceptăm, să trăim în stare de acceptare, de iertare și atunci în felul acesta ar putea să creștem ca vibrație, dar câți oameni pot să stea pasivi și să nu se enerveze când drepturile le sunt încălcate, când atâtea lucruri se întâmplă și atâtea nedreptăți. Dacă te poți educa, într-adevăr, să nu te opui la aceste sentimente care îți vin atunci, poate am putea schimba. Acum, depinde, că dacă este vorba de a accepta ceea ce este inacceptabil, nu? Când ți se îngrădesc propriile libertăți sau când cineva din exterior vrea să impună niște lucruri care sunt împotriva ființei mele, nu știu dacă chiar asta este soluția de a fi putea, pasiv. Există soluția lui Gandhi. Există, deci protestul pasiv. Da. Cred că ar trebui să facem deosebirea dintre atitudinea pasivă și defensivă pe care putem să o avem față de o anumită situație și de a accepta la nivel superior o anumită situație. Există aici o deosebire și noi de cele mai multe ori alegem să reacționăm decât să acționăm într-o anumită situație. Deci reacționăm și încercăm să luptăm împotriva... Reacționăm la nivel emoțional și blocându-ne astfel acțiunea, să zic așa, efectivă. Dar în felul ăsta noi gândim că luptăm împotriva ceva și întărim aspectul împotriva căruia luptăm, nu? Da, așa se spune. Că nu trebuie să te opui din cauza că întărești aspectul care nu-ți convine. Da, este și acesta. Da. Vreau să citesc câteva cuvinte din această carte. Ia, să vedem. Deci, dacă toată lumea ar alege pacea și ne-am adunat cu toții în același timp, imaginează timpul de schimbare pozitivă pe care am putea o crea în viitorul nostru colectiv. Nu ar mai exista niciun conflict. La fel de puternic este faptul că atunci când suntem într-o chipare a viei a păcii, le părem imprevizibili celorlalți și atunci încep să ne acorde atenție. Datorită neuronilor oglindă, o clasă specială de celule cerebrale care se activează când vedem pe cineva executând o acțiune, suntem racordați din punct de vedere biologic să imităm comportamentul celorlalți. Da, da. Deci dacă vedem modelul păcii, și noi simțim nevoia să, creierile noastre simt nevoia să imite acest lucru. Modelul păcii, dreptății, iubirii, bunătății, preocupării față de celălalt, înțelegerii și compasiunii, le permite celorlalți să deschidă inima și să treacă de la stări de supraviețuire marcate de spaimă și agresivitate la trăirea unui sentiment de integralitate și conexiune. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă am înțelege cu toții cât de interconectați suntem unul cu celălalt și cu câmpul, în loc să resimțim separarea și izolarea.
am putea chiar să începem să ne asumăm responsabilitatea pentru gândurile și emoțiile noastre, pentru că am înțelege în sfârșit modul în care starea noastră afectează întreaga viață, astfel că am putea începe să schimbăm lumea prin schimbarea noastră. Da, chiar mă gândeam în timp ce citeam la această celebră idee care se zice că fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Da, tot adică gândesc asta. Să demonstrăm noi, să cultivăm noi mai întâi, nu să așteptăm din exterior. De multe ori suntem, recunoaștem că suntem cumva dependenți de mediul în care trăim și dacă suntem într-un mediu benefic, armonios, iubitor, manifestăm și noi iubirea, dar când ne trezim într-un mediu neiubitor, stresant și așa mai departe, suntem și noi așa luați de val. Aici depinde de cât de puternici suntem în interiorul nostru, astfel încât să putem produce și în exteriorul nostru starea noastră interioară. Dar, din păcate, de multe ori suntem dependenți de mediul din exterior. Și vorbeați de neuronii oglindă. Sunt foarte interesanți acești neuroni pentru că, de fapt, nu doar ei creează conexiunea dintre creierele noastre. Până să gândiți dumneavoastră să mă percepeți pe mine la nivelul gândirii raționale, neuronii aceștia oglindă percep înainte, mă percepeți pe mine înainte de a gândi ceva despre mine. Și dacă eu vă zâmbesc și dumneavoastră automat zâmbiți și se transmite. Da. Da, noi putem să ne pe creștem calea vibrațiilor, da, și a undelor invizibile. Sunt multe sisteme care recomandă întărirea, adică dezvoltarea, funcționarea benefică a centrilor energetici, care sunt cei 7 centri energetici în organism. Da. Și majoritatea recomandă prin exerciții fizice. În această carte este o metodă numai la nivel mental. Deci îți imaginezi fiecare centru, începând de la primul centru până la 7-lea centru, chiar spune și de al 8-lea, care este deasupra capului la 20-40 cm, care influențează pe ceilalți, și meditez la fiecare centru parte, îți imaginez cum își mărește area de funcționare în jurul corpului, da, cuprinde tot mai mult prin ajutorul imaginației și binecuvântez fiecare centru. Și vizualizare. Vizualizez, da, și binecuvântez fiecare centru în parte. Da. Da. Deci am încercat acest exercițiu și, într-adevăr, are efect, dar trebuie să te obișnuiești cu el, pentru că trebuie să-ți mărești puterea de a vizualiza, în primul rând, și după aceea... Da, și dacă ați vorbit despre centri de forță, centrul de forță care se află la nivelul pieptului și care se numește Anahata Chakra, el are rolul cel mai important în imunizarea și în imunitatea organismului. Și cum sublimeam și în prima parte a emisiunii, este vorba de a ne simți protejați față de agenții patogeni, microorganismele din exterior. Când vorbim de protecția aurică a ființei noastre, aici vorbim de toate agresiunile din exterior, inclusiv gândurile și emoțiile negative pe care cineva le îndreaptă către noi. Dacă noi suntem într-o stare superioară de vibrație, dacă suntem în iubire, dacă suntem în armonie, în înțelegere și bună pace, nu ne mai poate atinge nimic. Nici o altă frecvență mai joasă de vibrație nu ne poate ataca dacă noi avem o stare înaltă și superioară de vibrație. Pentru că mulți își pun întrebarea cum ne putem apăra chiar de entitățile negative care sunt în jurul nostru. Tot prin aură. Aura noastră ne protejează. Dacă și avem rugăciunea. Să vorbim aici despre rugăciune care duce foarte mult la creșterea frecvenței de vibrație și s-au făcut studii în ultima vreme legate nu doar de meditații. Noi vorbim de meditații pentru că oricum avem și o rugăciunea trăită, indusă, nu numai cu dar și vorba. Rugăciunea este, da, excepțională. Dar timpul emisiunii noastre la sfârșit
Așa că îți mulțumesc. A fost ca o oază de liniște. Da. Îți mulțumesc pentru că ai m-ai ajutat să facem așa, această emisiune. Așa, între două drumuri. Da, interesantă. Și te mai aștept frumos. Poate și altă dată când o să mai ai timp. Da. Mulțumim telespectatorilor pentru atenție. Și eu și mulțumesc. Le urăm numai bine și să-și mărească iubirea ca să se vindece. La revedere. Da.